investitorilor, investitorilor și în plus vorbim pe ansamblu de un cadru împovărător de reglementare afacerilor, reflectat de binecunoscutul indice Doing Business, și aici cele mai relevante probleme țin de obținerea autorizațiilor de construcție, conectarea la electricitate, deci comerțul transfrontalier și protecția investitorilor minoritari. Toți acești factori cu siguranță subminează atractivitatea investițională a țării. Nu în ultimul rând, am dorit să accentuăm calitatea scăzută a guvernanței, drept una din constrângerile majore. Și aici, dacă ne uităm la sondajul făcut de echipa care a elaborat raportul global de competitivitate, cei mai problematici trei factori pentru desfășurarea afacerilor sunt, de fapt, direct legați de calitatea guvernării. Acestea sunt corupția, instabilitate politică și guvernare ineficientă. Indicele de percepție a corupției, potrivit calculilor Transparency International, la fel este unul foarte scăzut, după cum vedeți în acest slide. Deci, iarăși avem un dezavantaj vădit față de alte țări din regiune și atestăm și protecția slabă a drepturilor de proprietate, care iarăși împiedică certitudine sau afectează negativ certitudinea investitorilor pentru a face investiții majore în Republica Moldova, în special pentru investitorii străini.